Acum 6 luni de zile, noi ne-am cumpărat o Dacia Spring. Asta deoarece facem foarte mulți kilometri în București. În cele 6 luni de zile am făcut 11.000 de kilometri cu mașina și am înțeles ce înseamnă să trăiești în 2023 cu o mașină electrică. Am înțeles de asemenea că Dacia Spring este de departe cel mai prost vehicul pe care l-am condus, dar este cea mai bună mașină electrică pe care o poți cumpăra. Și în video ăsta vrem să explicăm de ce. Este clar o mașină care a fost gândită și construită pentru oraș, de aceea noi ne-am gândit să mergem cu ea până la Brașov. De ce nu? Ce se poate întâmpla? Învârtim după stație până când consumăm toată bateria. A stricat BMW-ul. Și cât ați dat pe o masă la mama aia? E incredibil așa ceva, incredibil. Haideți să vedem cum se descurcă Spring-ul și care este infrastructura pentru electrice până acolo, deoarece pentru noi este prima oară când ieșim cu o mașină electrică la un drum mai lung și vrem să punctăm ce ne place și ce nu ne place. Așa că haideți să mergem la drum. Și la sfârșitul videoului probabil o să recomandăm o platformă pe care să o sunați când rămâneți fără baterie la Dacia Spring, că ați mers cu ea mult prea departe. Sau o lăsăm acolo. GoPro ăsta cu îl lăsăm. Trebuie rânduite, de asta urăsc tirii și toate Daciile Spring, pentru că trebuie să ne depășească. Hai, lasă că nici ei nu se dau la o parte când e cazul. Am plecat din voluntar cu bateria 100%, am ieșit pe centură, mergem pe DN1, Ploiești, Brașov, o să încercăm să facem drumul dus doar dintr-o bucată. De ce nu? Oricum este și în urcare. Sigur, nu o să dă nimic 100%. Nu că trebuie să urcăm 600 de metri până în Brașov sau ceva de genul. O să merg cu eco, o să merg cu limitatorul de viteză și o să mergem cu viteza legală. Bine, oricum nu e ca și cum ai putea să depășești viteza legală în Spring. Respectiv, cu mult sub viteza legală. Da. Nu știu dacă putem să stăm 90 la oră pe DN1. O să încerc să merg în spatele tirurilor ca să mă ajute. Sigur, e idee bună. A few moments later. Am văzut. Facem accident. Am văzut, dar nu voiam să frânez. Păi, că dacă frânești ceva ce murim. Uite, acum mai scade 1%. Incredibil așa. Trăgea, o să trăgea tirul din fața mea până să ajung eu în dreptul lui. Incredibil așa. Bateria pe Spring este de 26,8 kW și Dacia spune că are o autonomie mixtă de 230 de km cu un consum mediu de 11,9 kWh. Ei au pe site și un fel de calculator de autonomie. Sau niște marketing. Așa, o să vedem la urmă când tragem concluzia câtă dreptate au în calculatorul acela. Unde bași temperatura de afară. Am băgat că sunt 30-35 de grade. Spui că mergi cu modul eco, pui viteza medie și îți spune autonomia. Mie mi-a ieșit o autonomie de 165 de km, cam cât ne-ar trebui să ajungem în Brașov. Fără faptul că urcăm 1000 de metri până în predeal. Nu ține cont de elevație. Iară până la Brașov, adică elevația e irelevant. Da, nu există. Exact. Ghiși cu ce viteză medie ar trebui să mergem? Ca să ajungem. Ce ne spune site-ul Dacia? Primul rând ne zice site-ul Dacia că ajungem? Ghici. Este întrebarea? Păi nu știu. 50 de km pe oră. Un pic sub 50 de km pe oră ar trebui să fie viteza medie ca să ajungem ok în Brașov. Uite un alt Spring. Oare el merge până în Brașov? Foarte probabil să nu. Dar este Spring generația veche pentru care butonul de deschidere a halonului e un pic mai sus. Au schimbat chestia asta, dar așa dat seama că îți trebuie o mână foarte mare ca să ajungi la el și să și deschizi halonul. Uite, în față l-avem pe fratele nostru. Deci nu pot să-l ajung. Fii atent. Dar scuze-mă, de bine de rău. Asta este un vehicul mai bun decât ăla. Adică măcar am niște metal, am niște airbag-uri. Deci fii atent, este practic același vehicul, doar că ăsta mai are două roți în plus și niște tablă. Incredibil. Dar are 60 la oră, are, nu știu, mult. Merge mai repede decât noi. Incredibil așa. După ce vei muri, îl vei întâlni pe Dumnezeu. Cu ce viteză te gândești să mergem până în Brașov? Mă gândesc să merg cu 80 și în localitate și în afară. Este ilegal. Limita de viteză este 70, Vlad. Nu e, uite, pe GPS am 77 la 80 la oră. Deci 7 km în plus. Am 7 km în plus, ceea ce înseamnă un... O să... Spune în comentarii că ești un pericol iminent la siguranța rutieră și meriți permisul suspendat 3 ani. Știi cine e un pericol? Renault, că a construit mașina asta fără bilete antiruliu.
Am urcat mașina pe elevator și nu are ghilete antiruliu. Dar în schimb i-au dat 6 airbag-uri. Deci dacă te răstorni într-o curbă, te ajută cele 6 airbag-uri. Uite, fii atent. De ce faci chestia asta acum? Nu. Uite un pic cum faci. Hai să, o să mi se facă rău. O să ne oprească poliția. Deci și plus că ai consumul mai mare făcând stânga-dreapta. Lungești drumul. Fix. Exact. Un elefant. Te rog, oprește-te. Se legăna. O să mi-se facă rău și mai avem foarte mult drum. Eu sunt pasager foarte prost și foarte bine. O să vomit pe tine. Și pentru că pânza nu s-a rupt. Bă, dar transpir într-una pe scaunele astea. Nu mă supăr. Bă, de ce mă? Eu n-am nimic, eu nu transpir. Tu de ce transpir? Tu mănânci mai sănătos, se vede după tine. Eu n-am nimic, deci mie chiar nu se mănânci pare. De ce? Mănânci, că mănânci salată toată ziua, da? Da, vezi, eu mănânc, să-ți dau sfaturile mele KFC, de, da, de nutriție. Fizic excelent și nutriție. Și lifestyle, și cum să investești la bursă. Exact. Bun. Aș vrea să vorbesc acum despre motivul pentru care la începutul videoului am spus că Dacia Spring este cel mai prost vehicul în care m-am urcat cel puțin recent, să spun așa, mai ales având în vedere că Renault cere pe mașina asta 20.000 de euro. Și pentru asta am făcut o listă cu tot ce nu-mi place la Dacia Spring, ca să nu omit ceva. De ce e joc cu Spring-ul? Că poate nu mai ajunge. Uite și tu, mai avem 68% baterie și 92 de kilometri. Eu zic că stăm foarte bine. Avem 161 range, 92 de kilometri, dar încă n-am început să urcăm. 82. Haide că mă bruiez aici, vreau să spun, să vorbesc despre ce nu-mi place mie la Dacia Spring. Și în tot timpul ăsta o să pun pe ecran niște imagini cu despre ce vorbesc eu aici, ca să fie destul de clar. Uite câte păsări. Îmi pare că nu e interesant ce vrei tu să zici. De și m-am plictisit oricum până acum pe drumul ăsta. Bun, deci fii atent. Primul lucru, și cred că de departe cel mai enervant dintre toate, este faptul că volanul nu este deloc reglabil, iar scaunul nu este reglabil pe înălțime. Pe lângă asta, scaunul este foarte sus, pentru că este pus pe ce par a fi niște ramforsări ale caroseriei. Acum, eu unul nu sunt un om foarte înalt, eu am 1,80. Mie îmi place să stau cu spătarul cât mai drept, pentru că îmi place să țin spătarul drept, asta mă dă cu capul mai sus și atunci, în general, îmi dau scaunul cât se poate de jos. În Dacia Spring nu pot să-mi dau scaunul jos, volanul este într-o poziție fixă pentru mine, ceea ce este ceva de genul ăsta, ceea ce detest din suflet, adică mie îmi place să am volanul un pic mai sus. Este cea mai cretină și cea mai proastă chestie, faptul că te forțează să stai într-o singură poziție care, de cele mai multe ori, este probabil una în care nu stai în mod normal. Deci nu are treabă cu freza ta că e mult prea înaltă. Deci dacă nu mă tund o perioadă mai lungă, efectiv dau cu capul. A trebuit să-mi dau scaunul, spătarul mai pe spate decât mi-ar plăcea mie, mă, normal, ca să nu dau cu capul în plafon. Este absolut găzit. Tu ești mai mic. La tine e ok, tu ai spațiu, o mână și ceva, ești mai pricăjit. Dar eu nu stau bine. Eu nu sunt slim fit ca tine. Da. Frâna este foarte ciudată, deoarece prima parte e regenerativă și este foarte inconsistentă, mai ales dacă frânezi inițial mai agresiv și după ridici ușor pedala. Frâna rămâne cumva la fel, nu se schimbă. Iarăși pedalele sunt incredibil de apropiate între ele. Dacă ai un picior mai lat, cred că efectiv nici măcar nu ți încape piciorul pe accelerație, că frâna este fix lângă. Și nu ai loc unde să-ți pui piciorul stâng. Stai cu el degeaba. Teoretic ai loc, că-ți rămâne mult loc, doar ai că nu loc, ai suport de picior. Nebun. O să conduc și-o pe aia. Așa, stai așa, ca ridic piciorul aici, pe băncuță. Pe bord. Da. Dacă tot vorbim de compartimentul de picioare, încălzirea de la picioare este fix lângă pedala de accelerație. Ceea ce înseamnă că dacă ai nevoie de pedala de accelerație, cum ai nevoie atunci când conduci mașina, mai ales că nu ai pilot automat, ai doar prostia asta de limitare, tot aerul cald, fierbinte, respectiv rece, o să-ți bate fix în picior, fix în glezna piciorului, acolo intervine. Și o să conduci non-stop cu un picior rece sau încins și unul la temperatura mașinii. Bine, ca așa, o prostie. Ca să punctezi ceva și aici, asta în cazul în care mergi cu ventilația și la picioare, pentru că ventilația nu face față, așa că o să ții să-ți bată doar în față. Oglinzile nu sunt încălzite și când plouă nu vezi nimic în ele, nici când nu plouă nu vezi foarte bine, pentru că oglinda șoferului în momentul de față este la maxim în stânga și tot mai vezi ceva din mașină. Adică mie îmi place să țin oglinda la limita mașinii. Vezi jumătate și mașină, în asta nu poți, nu chiar jumătate, dar și este la maxim în stânga. Deci
altă chestie foarte bine făcută. Dezaburirea este doar pe parbriz. Grilele de ventilație sunt doar acolo sus. Dacă vrei să dezaburezi geamurile laterale, trebuie să dai gurile astea de ventilație înspre geamurile laterale și atunci rămâi fără ventilație, fără dezaburire pe parbriz. Deci trebuie să alegi constant dacă plouă afară sau dacă e iarnă, dacă vrei să vezi în față sau dacă vrei să vezi în lateral. Cumva pe ambele nu le poți avea concomitent, că Dacia a zis nu. O altă chestie care nu suport de principiu. Uite ce tare merge poliția fără să aibă vreo urgență. Volanul este plin de butoane false, deși mașina nu are opțiuni, Dacia Spring vine... Tu ești fals. Știi ceva? Tu ești fals. Nu mai zici. Nici nu mai vorbesc cu nimeni. Gata, nu acasă. Am supras. Ce butoane mai vrea deci, să ai? Este plin de butoane false, deși Dacia Spring nu are opțiuni. Deci mașina vine cu o serie de opțiuni, îți alegi culoarea, îți alegi dacă vrei cabluri de încălcare și dacă vrei covorașe, pe care oricum nici măcar nu scrie Dacia pe ele, adică eu cred că le-a luat Renault în China, de lângă Dacia, de peste drum de fabrica unde se produce Dacia, acolo a mers și a mers și niște covorași. Bine, dar cum vrei să țină mașina asta la prețul 1000 de 20.000 de euro? Folosesc da, un volan pe care îl au. Dar trebuie să zic, mersi, e normal. Îmi dau volan la 20.000 de euro, mă așteptam să-mi dea, nu știu, ceva așa, un buton sau o chestie, nu știu. Bun, să continuăm. Geamurile spate, deși pot fi blocate de pe un buton de lângă volan, nu au comandă din față. Deci dacă cineva îți deschide geamul spate și fuge din mașină, va trebui să dai jos din mașină, să te duci pe lângă ea, la geam, să-l închizi manual de pe geam și după aia să te întorci. Da, mă, să te dai jos din mașină, că e marea naibii mașina asta. Cum faci pe dreapta? E... fără să murim, ui, fără să intri pe contrasens. Și pe dreapta? Ia. Stai că e blocat aici. Cum faci pe dreapta? Na. Cum faci pe dreapta? Ai răbdare. Nu, hai mai bine să nu vedem. Îți arăt imediat. Mai bine să nu vedem. Ok, I take that back. Deci vezi, de fapt, Dacia s-a gândit la tot. Asta nu este o problemă, este o non-problemă. Scuză-mă pe mine. De asta a făcut mașina mică. Haion nu are acoperitoare pe spate, nu are plastic, deci practic este metal expus. Și nu ai de unde să tragi haionul ca să-l închizi. Dacă tragi de pe plasticul din jurul încuietorii, o să rămâi cu plasticul în mână. Pentru că am făcut asta da, de două ori. Și dacă punea lumea tot din afară, îl închidea. Nu se poate. Haionele alea de le vezi în trafic cu degete, așa. Mașinile sunt murdare, nu știu, iarna și vezi așa degete, plin de degete pe haion. Te murdărești pe mână când are zona ta, orice mașină normală, are zona aia frumos de închis din interior unde nu ai niciun fel de stres. Și acum poate funcția mea preferată, care a fost gândită de un inginer care cred că a vrut să-și bată joc în mod special de chestia asta. Mașina își oprește încărcarea dacă o descui, cu toate că portul rămâne blocat și nu poți scoate cablul. Pentru asta trebuie să mai apeși o dată pe butonul de deblocat de pe cheie. Teoretic, încărcarea ar trebui să repornească după câteva minute, dar practic noi am pățit de foarte multe ori să nu repornească. Am pus mașina pe stație, am încuiat-o, am dat seama că am uitat ceva mașină, ne-am întors, am descuiat-o, încărcarea s-a oprit, am luat ce am avut de la din mașină, am încuiat-o, ne-am întors peste o oră, mașina nu încărca. Să nu mai vorbesc că dacă o ai la încărcat pe stație, asta ce înseamnă? Că dacă ai întrerupt încărcarea, se va întrerupe de pe stație. Trebuie să deconectezi cablul, să-l mai conectezi încă o dată, să intri nou în aplicație, să-ți repornești încărcarea, dar ghiși ce? Odată am pățit, nu mai știu pe ce aplicație exact, dar am pățit că aplicația am vedea că stația este în folosință. Deși stația nu era în folosință, că eu eram la stație și în momentul ăla îți vine să dai foc și stației și mașinii și să ții una pe benzină. Înțelegi? Bla, 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 nu știu dacă vezi, avem 90 că am prins coborâre. Vezi numai părțile negative. Numai de uite ce faci, că nu sunt atât la tine, încep să mergi tare. Vezi că am început să urcăm, suntem în zona de munte. Urcăm, tocmai ce am coborât. Mai avem cam jumătate de distanță. Nu știu dacă mai are rost să vorbim de calitatea interiorului, că sunt o grămadă de review-uri pe net. Așa? Adică totul este plastic, cum ai vrea să coste doar 20.000 de euro? Nu poți să pui materiale de calitate. Ca eu. Măcar e un design ok, poți să zici, adică e un pic de design aici, ai treaba asta cu portocaliu, așa nu e rău neapărat, mie îmi place. Mă gândeam acum legat de antifonare, că practic, mașina asta nu prinde viteză mare, nu? Deci antifonarea e bună, vezi? Am mers cu 70-80. E un alt mod de a privi. Ne-am auzit perfect. Adică... deși fizic ajunge la 125 pe GPS, unde antifonarea nu mai este bună și unde simți că te bate vântul pe autostradă. Ce faci? Am consumat 2% baterie. Nu e adevărat, e tot 60%. Incredibil așa. Nu cred că e trafic, nu cred chestia asta. Refuz să cred. Deci este, azi este luni? Deci este trafic la dus pe DN1. Ce faci? La ora
1. Incredibil. Mi se pare incredibil. Heavy traffic reported ahead. Am ieșit din coloană într-un final, am stat 7 km, am făcut aproape 40 de minute și consumul ne-a crescut de la 11 la 11,5 și ni s-a consumat 4% baterie. E decent, 4% pentru că scrie, te-ai zis, pentru 7 km, da, de stat în loc. Teoretic ești mai puțin afectat decât dacă ai stat cu motor termic. A stricat BMW-ul? Nu se poate. Ce ghinion, două mașini mai aveam și noi să trecem. Și am ajuns și în pretal, într-un final, cu 33% baterie. Consumul mediu este la 11,9, exact cum ce dați. Dacia. De ce îi faci mincinoși? Mi se pare cam ajuns mai bine decât mă așteptam. Eu mă așteptam să ajung cu vreo 20%. De aici este coborâre și o să consume foarte puțin până în Brașov. Da, am mers, oricum n-am mers constant, pentru că am stat foarte mult, da, în coloană. Of. Bă, dar câte lucrări de-astea mai sunt, încă bă? Încă oprire. Frumos, uite ce asfalt. Da, mă, că era problematic asfaltul pe aici, aici mai trebuie asfaltat. Avea grupi și avea... Da, avea grupi. Avea... Uite cum e românul ăsta, vezi? Când nu se asfaltează, domne, de ce nu se mai asfaltează? Ia uite ce drum prost. Când asfaltează cineva, dar de ce asfaltează ăștia toată ziua, domne? Ce era pe aici? Mă lași, mă, românul nu poate să-l mulțumești. Lucrează 10 persoane de luni până vineri 3 ore. Uite ce frumos e făcut, e nou, e proaspăt. Trebuie să bage după miezul nopții aici ca migu, știi cum să bage? Să fie aici 100 de oameni, da? Am ajuns în Brașov cu Spring-ul după 4 ore. Drum de 4 ore, incredibil, 170 de km, 4 ore și am ajuns cu 30% baterie. Și iată că nu doar că Dacia Spring ajunge până în Brașov, dar ajunge cu același curent din voluntari și până în Belvedere și probabil că ar fi mers până în Poiană. Avem 20% baterie, acum o să facem imediat stânga în Belvedere și iată ne ajungi. Opresc aici? Ce zici despre asta? Aici sau la următoarea? Oricare. Aia la următoarea că e mai liber. Da. Mai sus. Bun. Deci de când avem mașină electrică, în telefonul meu a apărut cel puțin 10 noi aplicații despre, de la toate firmele de încărcare, de la toate share-urile, de la toate, nu le-am grupate. Pe Plug Share am impresia că vedem unde sunt toate, corect? Corect. Și aici putem vedea. Noi, în mod ideal, acum mâncăm un burger bun, bem o cafea bună, știu eu locuri, că sunt din Brașov, iși. Și... Și ai și constituția atletică, deci clar mănânci sănătos. Categoric, da. Și ideal parcăm prin centru, cât mai aproape de centru. Ori dacă mă uit, aici este literalmente un singur spațiu. Vezi să fie fast charge. Care teoretic are și fast charge. Am ajuns la charger, este imediat aici după colț și ce am descoperit este din aplicația EV Connect și este gratis, furnizat de primărie. Bun, trebuie să mai băgăm o fisă, că aici erau toate pline fiind gratis. Da, da. Vezi cumva, chestia asta este o prostie, pentru că dând gratis, evident, sunt foarte aglomerate. Deci dacă chiar te folosești de ele la modul sunt cu mașina și vreau să ajung într-un loc, probabil ai și o șansă, că toată lumea face coadă fiind gratis. Să vezi că o să ne învârtim după stație până când consumăm toată bateria. Momentan ne-a găsit o aparentă stație fast charge foarte în centru, despre care eu chiar am dubii. Dar, nu, să vedem. Ia, fă stânga. Cum, exact? Păi interzis mașini, biciclete, pietoni. Incredibil așa ceva. Pentru accesul la stația de încărcare auto, vă rugăm, sunați la interfon. Du-te și sună la interfon. Hai la Kaufland. Du-te și sună la interfon! Interfon. Vorbește cu oamenii. Da, acces, a fost un acces. N-a vorbit nimeni cu noi, dar ok, sunt multe fire care ies din pământ și nu sunt legate la nimic.
dar măcar este în devenire. Păi, filmez ca o bunică de aia. Nu e adevărat. Ce filmezi acum? Explică. Filmez firele care ies din pământ, pentru că despre ele am vorbit. Ia uite. Arată bine, arată promițător. Ce mă bucur, asta este o aplicație decentă de la Plugpoint. Sperăm să nu fie de la Renovatio, că ea sunt oribile, absolut oribile. Ia. Eu am pus la umbră. Deja ne-am luat 1,50 €, vezi că ăștia scoți. Da, au pornire, ca la taxi. 2,40 kW. Îmi zice 0 minute la 100%. Păi gata, s-a încărcat. Păi și ce ne scrie în bord? Curent de încărcare 124 de amperi. 32? Nu cred că încărcă cu 32, serios? Ba da, ia uite. O oră fix până la 100%. Simt-o pe asta. Vezi? Not bad. Dacă n-ar fi aici unde efectiv nu suntem lângă nimic. Și ne-a costat 60 de lei. S-a încărcat, bine, o oră jumătate am lăsat-o noi, ea s-a încărcat într-o oră, cam așa. Da. Bun, am plecat de la stația de încărcare Coresi din Brașov, care nu este în centru. Când am venit, scopul a fost cumva să vedem dacă ajungem din prima. Fără surprize. Ce marge de siguranță așa am ajunge din prima. Acum scopul este să vedem dacă putem ajunge confortabil, așa că eu voi merge normal. Cum a fiecare înțelege ce vrea prin normal, dar a zice normal pentru o Dacia Spring, ceea ce este, să zicem, limita de viteză. Și primul procent s-a dus destul de repede. Mai poți să mai vorbești, te rog, un pic? Mai vorbești. Ești groaznic. O să ajungem în București instant. Dacă vorbești așa, dacă mai vorbești 5-6 minute, e perfect, eu adorm. Doar pentru că ai băut bere, că ești un alcoolic. Am băut o bere la 0,33. Păi da, imediat, repede, bere. Una! Una, nu contează. O bere la 0,33. De ce nu-l depășești pe ăsta? Ești în mijlocul serviciului. Ești încă la muncă. O să mă dau singur afară. Ce faci? O să fac o microfonie de aia cruntă. De ce ai băut bere în timpul serviciului? În primul rând nu s-a dat nimic, pentru că ăsta e dat încet. Ești concediat! Cum spuneam. N-ai voie să bei bere în timpul serviciului. Ia uite mă, mi-a și închis. Groaznic. Ce înseamnă că e drum în coborâre din Brașov. Da, pe avem 83%. Câți kilometri am făcut? Am făcut 47 de kilometri. 47,5, deci aproape 50 de kilometri. 83% baterie și ne mai scrie range 202. Mă știi cât avea range când am plecat? 233 îți arată. Da. Deci, da, cu asta mă certam eu cu diferiți oameni care spuneau: "Ia, uite, am venit de la Brașov, ia uite cât mi-a consumat 6. Păi, ok, de la Brașov ți-a consumat foarte puțin, dar foarte probabil dacă mergi de la București la Brașov, n-am cu cine să vorbesc. Fix acum trecem pe lângă Rompetrol, a cărei stație de încărcare pentru mașini electrice vreau să o folosim și nu trebuie să o folosim, pentru că spre marea noastră surprindere avem 80% baterie și oricum din aplicație am aflat că stația nu funcționează. Deci oricum n-am fi putut să o folosim. Dar avem 80% baterie după ce am coborât practic din Brașov 64 de kilometri. Mi se pare neașteptat de bine și n-am mers deloc la, nu știu, eficiență. Doar singura chestie este că n-am făcut anumite depășiri pe care mă normal l-aș fi făcut pentru că n-aveam puterea necesară. Dar oricum, chiar aș fi vrut să te oprești la Rompetrol ăla, sincer. De ce? Că stația nu e acolo. Bine, cum să nu fie acolo? Păi n-ai nicio treabă, ai încărcare la Kaufland Comarnic sau la Rompetrol Câmpina. Ți-am mai zis de pe drum, nu e aici. Nu e aici? Nu! Eram convins că este aici. Am vorbit atâta,
Degeaba. Păi, oricum vorbești degeaba, non-stop. Eram pe autostradă cu 57% baterie, am făcut 115 mororles kilometri din Brașov și este ora 8.52, noi am plecat la 7.05, deci am făcut un pic sub 2 ore până acum, mai avem 30 de minute, suntem on track pentru 2 ore și un sfert, ceea ce este extrem de bine, extrem de bine. Extrem de bine, extrem de bine. Baterie de 2 lei, nu știu, mi se pare foarte ok. Ah, și un experiment pe care vreau să fac acum că este pe autostradă, vreau să-mi punești un stopwatch și vreau să vedem dacă pun accelerația în podea, în cât timp... Acum, după drumul pe care l-am făcut, e timpul să tragem niște concluzii și pentru asta ne-am băgat în interior la aer condiționat, pentru că afară sunt undeva la 453 de grade și te topești efectiv. Am spus la început că Dacia Spring este cel mai prost vehicul, dar cea mai bună mașină electrică și hai să vedem un pic de ce. Am pus și listuțe aici. Vedem cât ne-a consumat până în Brașov și ce concluzii am tras după drumul ăsta. Partea cu autovehicul prost cred că este clară pentru toată lumea din video. Dacia, chiar dacă tu ai ecotichetul, încasează pe mașina aceasta 20.000 de euro. Am zis și eu asta. Și este o mașină mică, deci dă constant senzația de nesiguranță, are un interior plasticos, calitatea este proastă. Ce să mai... Dar totuși, haideți să vedem de ce este un autovehicul electric bun. Cel mai bun, din punctul nostru de vedere. Păi, Dacia Spring este cea mai ieftină alegere în momentul actual. Mașina asta te costă 10.000 și un pic de euro, în funcție de ce covorașe și cablul de încărcare selectezi. Următoarea electrică după este Volkswagen e-App, pe care dacă pui câteva opțiuni similare cu Dacia Spring, o să ajungi pe la 19.000 de euro. Pornește de la 19.000 de euro. Pornește de la noi, ok. Deci este dublă. Este dublă și ceva. Știu că e-App-ul chiar vine cu mai puține dotări de bază decât vine Dacia Spring. După care Renault Zoe este 25.000 de euro cu ecotichetă inclus, semnificativ mai scump și de acolo evident prețurile s-ar una aer la Tesla și alte chestii. Și ce sunt toate prețurile astea? Păi, într-un anumit context, poți avea o Dacia Spring gratis. De unde ești tu? De la tombolă? Are sens, are sens, ascultă-mă. Nu degeaba este aici lângă mine o Kia Sorento 2.2 diesel, 200 de cai, de 2 tone de plafon panoramic și scaune ventilate, pentru că dacă faci printr-un oraș aglomerat gen București, 50-60 de kilometri pe zi în medie, cu o mașină de genul ăsta, costul lunar al carburantului este echivalent cu costul unui leasing la o Dacia Spring, peste care punem casco, peste care punem și încărcările de curent, și Dacia Spring este singura mașină pentru care are sens calculul ăsta, pentru că altceva este mai scump. Bonus, asta stă în garaj, nu trebuie să faci kilometri de București, 20 de km la oră, viteză medie, bară la bară, DPF fundat, gropi și tramvai, parcare aiurea. Și parcare gratis. Parcare gratis, să nu mai vorbim despre asta. Dar și cu o hibridă, cred că ai parcare gratis. Sau nu mai cu hibridă. În fine, deviem de la subiect. Sunt eu de la primărie. Sigur e parcare gratis cu asta. Cu asta sigur e. Da. Și legat de costul curentului, este foarte important să ai și unde să o încarci. Deoarece e posibil să ajungi la concluzia că o mașină electrică este o alegere foarte bună pentru oraș, dar o alegere foarte proastă pentru un drum mai lung. Noi o încărcăm la showroom, unde ne costă 1 leu pe kilowatt, și la calculul pe care l-am făcut noi, 100 de kilometri de mers prin București, pe vremea asta de 453 de grade, cum a zis Luci, ne costă 17 lei. Foarte puțin, dar dacă nu ai priză acasă sau la birou și trebuie să te bazezi pe infrastructura publică de încărcare, n-ai absolut nicio șansă. Costul este foarte mare, infrastructura este proastă în sensul care nu doar că nu prea găsești stații de încărcare, dar aplicațiile sunt foarte multe, cum am arătat și ieri. Eu nu pot să mă concentrez, că stau două muște pe tine. Zine, este groaznic. Unde trec? Așa. Trebuie neapărat să ai o priză acasă sau la birou ca să poți să o încarci la un cost al curentului mic. Pentru că dacă te bazezi pe infrastructura publică, pe lângă faptul că este mult mai scumpă, ai și probleme de disponibilitate, probleme cu aplicațiile, probleme cu înregistrările, probleme cu facturarea. Probleme cu capul. Groaznic. Deci ceva absolut groaznic. Și nu merită, efectiv. Cât ne-a costat ieri, dar chiar tot drumul? Am notat aici. Deci la dus, practic, am mers mai liniștit, că voiam să facem drumul dintr-o bucată și nu știam la ce să ne așteptăm. Exact. Și am făcut cam 4 ore. Am mers pe DN1 cam cu 70-80 la oră, așa am notat aici. De menționat. Dar la Comarnic am prins coloană.
exact. Mașini și nu mai conta în ce mașină ești, că la fel făceai de acolo până în Brașov, practic am stat în coloană. Eu care fac drumul destul de des, din punctul meu de vedere, drumul ăla l-a fi făcut în vreo 3 ore jumătate, dacă eram cu o mașină termică normală. Adică faptul că am fost cu asta și am mers încet n-a contat foarte deci mult. Puteai economisi, să zicem, maxim 20-30 de minute, da, dacă erai cu altă mașină și mergeai un pic peste limita legală. Noi am ajuns sus la Belvedere în Brașov cu 19% baterie și am făcut 181 de kilometri. Deci aș fi putut merge cumva și un pic mai tare, că mai aveam o rezervă de baterie. Și după cum bine știm, de la 1% Dacia Spring face 15 km. E testat, e cunoscut, e știut. Prin parcare pe aici. După Belvedere ne-am chinuit să găsim o stație de încărcare rapidă, ceea ce după cum ați văzut probabil n-a fost ușor, dar după ce am găsit-o am încărcat de la 15% la 100% într-o oră și un pic, ceea ce mi se pare foarte bine pentru cea mai ieftină mașină electrică pe care o poți cumpăra. Iar după am plecat înapoi spre București, unde Lucia a mers un pic mai tare, dar drumul n-a mai fost aglomerat, practic n-a mai prins coloanele alea și am făcut 2 ore și 20 de minute. Chiar poți spune că am mers normal. Deci da, e un timp pe care l-ai fi scos cu orice altă mașină, dacă mergeai cu limita legală, normal. Distanța totală făcută a fost de 370 de kilometri, consumul mediu a fost de 11,9 kW la 100 de kilometri, viteza medie a fost de 55 de kilometri pe oră. Sunt informații pe tot drumul, deci și dus și întors, da, plus că ne-am învârtit prin Brașov. Încărcarea rapidă în Brașov ne-a costat 60 de lei, adică un cost de 2,50 lei per kilowatt. Deci cu ce am mai încărcat noi la Epic, cu un leu pe kilowatt, tot drumul București-Brașov dus-întors ne-a costat 80 de lei. Deci 20 de lei ne-a costat de aici la dus și 60 de lei la întors, de 3 ori mai scump. Bine, n-am mai pus cele două trotinete pe care le-am luat ca să ajungem în centru unde de fapt vroiam să ajungem de la bun început. Și la întoarcere am luat un Bolt care ne-a costat încă 11 lei. În mod ironic, două trotinete ne-au costat 30 de lei, deci 15 lei de trotinete, dar Boltul la întoarcere 11 lei. Deci de ce ar lua trotineta vreodată, nu știu. Informații care nu sunt necesare. Da, interesante. Nu puteți să legați când ești informații. Chitros, ții minte tot. Nu sunt informații interesante. Ce este însă interesant este încărcarea rapidă. Încărcarea rapidă costă în medie 2,50 lei. Noi am găsit și unele aplicații, stații care iau un pic mai mult și altele care iau un pic mai puțin, dar în medie costă cam 2,50 lei. La 11,9 kW per 100 de kilometri, când ne-a consumat nouă Dacia Spring, ori 2,50 lei, înseamnă un cost de vreo 30 de lei la 100 de kilometri. Dacă facem o transformare în motorină, la un preț de 6,80 lei, cât este motorina la momentul la care filmăm video-ul ăsta, rezultă un consum la 100 de kilometri de vreo 4,5 cât era? 4,5. Tu ai acolo notat pe hârtie, zi. Că tu ai notat, dar eu o să zic informația asta, nu știu dar de ce nu exact. Dar nu e matematică, deci 4,5 litri. 4,5 litri. Deci, ca să mergi cu 30 de lei 100 de kilometri, îți trebuie un consum de 4,5 litri. Ori 4,5 litri, la un drum întins cu care mergi ușor, cum am mers noi cu Dacia Spring, cel puțin l-am dus, am mers foarte ușor, nu-ți trebuie vreo super hibridă. Sunt multe dieseluri, mai ales dieseluri mici, mai ales non-SUV-uri, care scot consumul ăla fără probleme. Hai că iarăși Lucia a luat-o pe trotinete, pe calcule, pe suntem aici de 15 minute și mai plictisit teribil, da, păi ei. Ești tu mai plictisit și mai somnoros așa și era a dormit. Concluzia finală este că o electrică momentan, din punctul nostru de vedere, merge doar prin oraș. Dacă vrei să pleci la un drum mai lung, tot sfântul diesel este. Și până trebuie să ai un loc unde să o cargi acasă sau la birou, pe un curent de ieftin, priză normală, să spun. Da, pe un curent de, nu știu, un leu kilowattul este, da, un preț decent. Deci dacă mergeți mult prin București sau prin oraș, mai ales dacă stați la casă, dacă aveți panouri solare, puteți foarte bine să vă luați un Spring, este cea mai ieftină alegere electrică și dacă chiar vrei să pleci cu ea la un drum mai lung, poți să mergi. Mai încet, aș vrea să mai adaug argumentul poluării. Foarte puțin și o să fie pe scurt. Foarte puțin. Poluarea, hai să iau, încerc să o gândesc să o spun cât mai pe scurt. Deci, argumentul poluării este felul următor. Mașina electrică reduce poluarea dintr-un oraș. Cu atât mai mult are sens să fie folosită în orașe. În exterior